Deserturi permise celor cu boala de ficat gras. 3 rețete Mulciurile sunt contraindicate pacienților care suferă de boala de ficat gras. Zahărul contribuie la acumularea depozitelor de grăsime la nivelul ficatului. Dacă ai fost diagnosticat cu boală de ficat gras, nu înseamnă că trebuie să îți iei gândul de la deserturi, ci că trebuie să le înlocuiești cu alternative mai sănătoase, fără zahar și, de preferat, pregătite chiar de tine, acasă. Acestea trebuie consumate în cantități limitate, strict pentru a satisface pofta de dulce. Iată trei rețete de desert ce poate fi preparat și consumat și de pacienții care suferă de boala de ficat gras, bucdindcă de banane ingrediente de care ai nevoie. 10 migdale, 2 linguri de amidon de porumb, un praf de sare, 3 linguri de zahăr de cocos, un gălbenuș de ou, bătut bine, 3 patrincană de lapte de cocos, jumătate lingurită de esență de vanilie, 2 banane tăiate, felii subțiri, 6 recipiente mici, pentru bugdincă, reîncălzește cuptorul la 200 de grade Celsius. Coeis migdalele timp de 12 minute, apoi lasă-le la răcit. După ce migdalele se răcesc complet, mărunțește-le fie cu un cuțit, fie cu ajutorul unui blender sau a unei râșnițe. Într-o crăticioară, amestec amidonul de porumb, sarea și zahărul, apoi vălbenușul de ou. Lasă focul la minimum. Încorporează apoi, treptat, lactele de cocos. După ce preparatul a căpătat textura unei budinci, ia cratița de pe foc și adaugă și esența de vanilie. Pune câteva felii de banană în fiecare recipient pentru desert, apoi adaugă deasupra budinca înainte de a se răci. Decorează budinca de banane cu migdale mărumțite și servește preparatul fie cald, fie după ce se răcește. Bulete de curmale cu cocos vei avea nevoie de următoarele ingrediente. Două căni de nuci, o cană de cocos ras, fără zahăr, două căni de curmale fără sâmburi, două linguri de lapte de cocos, jumătate linguriță de sare, o linguriță de esență de vanilie într-un blender, pune nucile alături de cocosul ras. După ce obții un amestec cu textură sfărămicioasă, adaugă curmalele, laptele de cocos, esența de vanilie, dar și sarea și pornește iar blenderul. Folosește o lingură pentru a lua compoziție din blender, pe care o vei forma apoi între palme, oferindu-i aspect de bilă. Așează buletele într-o tavă acoperită cu hârtie de copt și introdu la final tava în frigider, unde o vei lăsa cel puțin o oră, înainte de a servi buletele. Plăcintă de mere rau vegană Pentru a prepara această plăcintă rau vegană pe bază de mere ai nevoie de următoarele ingrediente. Jumătate cană de nuci 100 de grame de curmale fără sâmbure 6 mere mărunțite 3 linguri de zeamă de lămâie un sfert cană de stafide un sfert linguriță de scorțișoară un sfert linguriță de nucșoară măcinată pentru a prepara top pingul micios. pune jumătate cană de nuci și 30 de grame de curmale în blender. Lăsa amestecul obținut într-un bol. Pentru a prepara umplutura, pune 4 mere mărunțite și o lingură de lămâie într-un bol. Prepara apoi sosul de mere, punând două mere mărunțite, curmalele rămase, stafidele, cele două linguri de zeamă de lămâie rămase, scorțișoara și nucșoara în blender. Adaugă apă dacă simți nevoia. După ce capătă textura unui sos, pune amestecul obținut în bolul cu mere și zeama de lămâie. Deasupra pune top pingul sfărămicios și servește desertul. Poftă bună și multă sănătate! Abonați-vă, apreciați și distribuiți!